ziua, sunt Valeria Capra și vă prezint știrile amieții, iată care sunt cele mai importante subiecte. Judecătoria din sectorul Ciocan a fost evacuată azi dimineață după ce o femeie a anunțat poliția că în clădire se află explozibil. Geniștii au verificat toate sălile. Se anunță zile geroase în Moldova de vineri. Se va răci simțitor și vom avea până la minus 22 de grade, anunță meteorologii care au emis cod galben de schimbare bruscă a vremii. Femeia care și-a abandonat bebelușul în scara unui bloc din capitală, identificată aseară, este cercetată în libertate. Poliția urmează să stabilească ce a făcut-o să-și lase pruncul. Vremea se schimbă brusc și aduce un val de frig și ninsori. Ce temperaturi vom avea în următoarele zile, aflăm de la colega noastră, Iuliana Maranciuc. Iuliana, bună ziua! Bună ziua, Valeria! Codul galben de schimbare bruscă a vremii intră în vigoare mâine și va fi valabil până pe 17 februarie. Pe 11 și 12 februarie vor cădea precipitații sub formă de ploaie cu trecere în ninsoare. Izolat vor fi ninsori puternice. Stratul de zăpadă ar putea ajunge până la 10 cm. Mâine ne mai putem bucura de temperaturi până la 12 grade. Vineri se va răci brusc. Mercurul în termometre va scădea până la minus 13 grade în timpul zilei. În weekend vom avea temperaturi de până la minus 17 grade noaptea și până la minus 11 grade ziua. În primele zile din săptămâna viitoare, vremea va fi la fel de geroasă. Noaptea vom avea până la minus 22 de grade, iar ziua minus 12 grade. Atât despre vreme, Valeria. Iuliana, mulțumesc! A fost alertă cu bombă azi dimineață la judecătoria Chișinău, sediul Ciocana. Toate persoanele au fost evacuate, iar geniștii au verificat încăperile, dar nu au găsit niciun obiect suspect. Poliția anunță că apelul la 112 a fost făcut de o femeie care nu a fost identificată. Imediat ce s-a dat alarma, toate persoanele care se aflau în judecătorie au fost evacuate. Odată cu venirea geniștilor, zona a fost încercuită cu o panglică pe care scrie acces interzis. Acum specialiștii verifică toate sălile din judecătorie, iar oamenii așteaptă afară. O sunat la escortă, unde sunt deținuții. Și acolo șeful care e astăzi pe escortă, a primit sunet. Ce a spus? Cu bombă. Am încercat să vorbim cu președintele judecătoriei, dar acesta ne-a spus că nu știe detalii. Nici n-am idee, nici s-a spus să ieșim. Ședințele de judecată au fost amânate, iar o bună parte din avocați și procurori au plecat. Totodată, toți deținuții care se aflau în instituție au fost transportați către penitenciare. Investigațiile au arătat că alerta a fost falsă, iar acum oamenii legii încearcă să identifice persoana care a sunat la 112. Aceasta riscă amendă de până la 43.000 de lei, muncă neremunerată în folosul comunității sau până la 2 ani de pușcărie. Femeia care și-a abandonat bebelușul sâmbătă trecută într-un bloc din capitală, identificată aseară, este cercetată în libertate. Ea a fost audiată de poliție, dar oamenii legii spun că deocamdată nu ne pot spune de ce aceasta și-a lăsat pruncul. Pe cazul dat a fost inițiată o cauză penală care se examinează pentru lăsarea în primejde, în cadrul căreia, de către ofițeri de urmăriri penală, de către procurori, se întreprind toate acțiunile procesual penale care se impun. Ulterior o să stabilim toate circumstanțele. Potrivit poliției, femeia în vârstă de 20 de ani este originară din Hâncești. Dacă va fi găsită vinovată, ea riscă amendă de până la 27.500 de lei sau până la 2 ani de închisoare. Sâmbăta trecută, bebelușul a fost găsit la etajul 6 al unui bloc. Acum, fetița este internată la Spitalul Gheorghe Palati din capitală. Starea ei este bună și este alăptată artificial. Planul de imunizare împotriva coronavirusului conține o serie de carențe și ar trebui să fie revizuit în funcție de vaccinul care va ajunge în țară. Recomandarea a fost formulată la o ședință cu autoritățile de către experta în sănătate, Ala Tocarciuc. Ea susține că ministerul a preconizat vaccinarea persoanelor în etate în prima etapă, fără să țină cont că preparatele indică vârsta limită. Poate e încă mai avem timp să ne gândim și să avem așa o echipă separată pentru
pentru vaccinare, pentru procesul de vaccinare. Asta s-a făcut în toate țările și cred că se poate face și în Moldova. Experta în sănătate argumentează această recomandare prin faptul că lucrătorii medicali care vor fi implicați în campania de vaccinare vor trebui pe lângă asta să-și îndeplinească activitățile zilnice obișnuite, iar acest lucru ar putea influența calitatea muncii. Totodată, Ala Tocarciuc susține că în funcție de vaccinul care va ajunge primul în țară, ar putea fi nevoie de modificări în Programul Național de Imunizare. Vaccinul Pfizer este admis oamenilor în vârstă și vaccinul AstraZeneca nu este admis oamenilor în vârstă, nu a fost studiat. Și aici cumva va trebui, cred că, să fie ajustat campania de vaccinare, pentru că în Moldova, la prima etapă, era, dacă nu mă înșel, personalul medical și oamenii în vârstă. La acest capitol, reprezentanții Ministerului Sănătății au spus că odată ce vaccinul va ajunge în țară, vor lua o decizie. Totodată, Tatiana Zatâc a menționat că primii vor fi imunizați lucrătorii medicali din secțiile de terapie intensivă și reanimare. Cine este prima persoană care va fi vaccinată? Am zis că va fi terapie intensivă și aici avem câteva candidaturi și o să le vedeți atunci la momentul potrivit. Ministerul Interimar al Sănătății a declarat că nu poate spune o dată exactă când ar urma să fie livrat vaccinul anticovid, așa cum în scrisoarea venită de la COVAX nu este specificat acest lucru. Între timp, autoritățile își propun să deschidă în perioada următoare încă 3 laboratoare de testare a persoanelor cu simptome specifice infecției, acum acestea fiind în proces de amenajare. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei dezbateri la IPN. Cu peste 50 de ședințe amânate în dosarul lui Ilan Șor, avocații acestuia cer ca următoarele 14 să fie reprogramate pentru că vor să plece în vacanță la mare. Acum solicitarea lor urmează să fie analizată de Curtea de Apel Cahul. Totodată, judecătoarea Nina Veleva, demisia cărei a fost acceptată de CSM, continuă să examineze dosarul și va fi eliberată din funcție atunci când Maia Sandu va semna decretul. Într-un răspuns oferit pentru ziarul de gardă, Ruslan Petrov, președintele Curții de Apel Cahul, a declarat că judecătoarea Nina Veleva, a cărei demisie a fost acceptată de CSM, continuă să examineze dosarul pe numele lui Ilan Șor, întrucât este în exercițiul funcției. Totodată, Petrov spune că Veleva se va considera eliberată din funcție din momentul publicării decretului Monitorul Oficial. Potrivit purtătorului de cuvânt al președinției, decretul de eliberare încă nu a fost semnat. Tot pentru ziarul de gardă, președintele Curții de Apel Cahul a declarat că pe 3 februarie, avocații lui Șor au solicitat să fie amânate 14 ședințe de judecată, preconizate pentru lunile februarie și martie, pe motiv că se vor afla în concediu anual de odihnă. Unul dintre apărători ne-a spus că va pleca la mare. Noi am solicitat de data de 17 martie, pe 2 săptămâni jumate să fie amânate ședințele, deoarece noi plecăm la mare. Noi am preîntâmpinat încă Didimult, noi am prezentat instanțe de judecată și contractele de turism și biletele avea și asta dreptul nostru constituțional. De ce anume acum? Nu e așa în hotărâre. Francesca, data viitoare eu o să vă telefonez personal. În februarie se împlinesc 3 ani de când dosarul fugarului Ilan Șor a ajuns pe masa Curții de Apel Cahul. În această perioadă au fost programate 54 de ședințe de judecată, 51 fiind amânate din diferite motive. În 2017 Ilan Șor a fost condamnat la 7 ani și jumătate de închisoare de prima instanță, fiind învinuit că ar fi obținut 5 miliarde de dolari de la Banca de Economii, pe care le-ar fi spălat apoi prin firme offshore. El se declară nevinovat. Șor a fugit din țară în iunie 2019 și s-ar afla în Israel, stat care nu-și extradează cetățenii. Elevele care săptămâna trecută au bătut o adolescentă în capitală vor avea ședințe cu psihologii, susține responsabilii din educație, care monitorizează cazul. Potrivit lor, ele nu vor fi exmatriculate pentru că au dreptul la educație, iar poliția urmează să le stabilească pedeapsa. Între timp, victima de 15 ani rămâne internată în spital. În urma ședinței de la Ministerul Educației s-a stabilit că 2 dintre minore care au și lovit victima au manifestat și anterior un comportament agresiv. S-a constatat că majoritatea fetelor nu au fost bănuite niciodată de predispunere spre abuz, spre violență și nu au fost niciodată la evidența vreunei comisii. 2 din ele, una dintre ce sunt la evidență sau chiar sunt la zona de risc și se lucrează în permanent. Cele care băteau, de cele sunt la evidența Direcției Drepturilor Copilului. Potrivit șefului adjunct al Direcției Educației, toate participantele la conflict urmează să discute cu psihologii din cadrul direcției sau cu cei din școlile în care învață acestea. Va fi instituit un sistem de monitorizare
monitorizarea comportamentului de la distanță a copiilor, da? Să vedem dacă pentru ei, pentru majoritatea din ei, a fost un caz ieșit din comun sau există o stare stabilită emoțional pentru ei. Între timp, pe o rețea de socializare a apărut un nou filmuleț cu una dintre adolescentele agresoare. Aceasta spune că nu îi pare rău pentru ce a făcut. Regret ce ai făcut? Nu. Ai mai bat lumea? Da. Dacă trebuie, mai bat pe mine. Cazul a avut loc pe 5 februarie. Adolescenta de 15 ani a fost bătută și umilită de mai multe fete care au obligat-o să stea în genunchi și să le sărute mâinile. Cine e prințesa? Victima a suferit diverse traumatisme, inclusiv comoție cerebrală. Purtătorul de cuvânt al Spitalului Valentin Ignatenko, unde este internată aceasta, ne-a spus că minora este în stare de gravitate medie și că va rămâne în continuare sub supravegherea medicilor. Oamenii legii au anunțat că niciuna dintre cele patru fete vizate în dosarul penal nu au fost audiate, din motiv că procedura este mai complicată, toate fiind minore. Interlopul Gheorghe Orlov, extradat din Ucraina în luna decembrie, cere să fie scos din arest la domiciliu. Ieri, acesta împreună cu avocatul său a mers la Curtea de Apel pentru a depune un recurs în acest sens. Orlov spune că dosarul în care este învinuit de șantaj a fost pus la cale de Vlad Plahotniuc și Alexandru Jizdan. Fostul ministru de interne și avocatul fostului lider PD au negat acuzațiile. Plasat săptămâna trecută în arest la domiciliu, Gheorghe Orlov a mers la Curtea de Apel alături de avocatul său și a înaintat demersul prin care cere să fie eliberat, iar solicitarea urmează să fie examinată. El susține că dosarul în care este acuzat de șantaj s-a făcut la comanda lui Vlad Plahotniuc și Alexandru Jizdan. Pe povodă mai situație acest. Plahotniuc și Jizdan, asta e situația. Avocatul lui Vlad Plahotniuc spune că aceste declarații sunt aberații, iar dacă Orlov are probe, trebuie să se adreseze organelor competente. Și Alexandru Jizdan a negat acuzațiile. Este stupid ceea ce spune Orlov. Îmi vine greu să comentez niște lucruri care sunt greu de interpretat. Gheorghe Orlov susține că extradarea sa din Ucraina a fost ilegală. Nu știu ce a pridumit, pe povodul vibră a plecat. Eu nici vibră nu a plecat pe povodul vibră. Eu просто приехал на могилу своих родителей. Dumneavoastră ați fost extradat. Откуда экстрадирован был? Din Ucraina. Нет, я приехал в Молдавии, пролетел 12 числа, пролетел с Москвы. Меня не задержали, потому что я не был. В Украине я был задержан нелегально. Орлов a recunoscut că deține două identități, dar nu a putut spune de ce are nevoie de ambele. Назарук в Молдавии, как Назарук, а в Украине, в России, я на Орлов, это моя законна, я получил ее законно. Și a negat că ar fi implicat în trafic de droguri. Где я и где наркотики? Вы о чем? În noiembrie anul trecut, Orlov a intrat în țară, dar nu a fost reținut, iar Ministerul de Interne a fost acuzat că a permis acest lucru. Pavel Voicu a negat și a declarat că nu s-a știut că el a intrat în Moldova pentru că sistemul nu a funcționat exact în acel moment. Gheorghe Orlov, care are trei identități, este învinuit de organizarea și comiterea infracțiunii de șantaj comis în proporții deosebite de mari. Potrivit legii, asemenea infracțiuni se pedepsesc cu închisoare de până la 15 ani. Îngrijitorul de la grădina zoologică, atacat acum de un tigru, a ieșit din comă. Totuși, el rămâne în continuare sub supravegherea medicilor. Pacientul se află în continuare internat în secția terapie intensivă, în stare gravă, dar stabilă. A ieșit din comă și urmează tratamentul medicamentos. Angajatul a fost atacat acum 10 zile în timp ce făcea curățenie în voliera animalului. El s-a ales cu multiple plăgi în mai multe regiuni ale corpului și a fost operat. Poliția încă nu are detalii despre incident și spune că investighează cazul. O creșă pentru copii din familii social vulnerabile s-a deschis în orașul Criuleni. Părinții care își duc micuții acolo spun că astfel vor putea merge la muncă și strânge un ban. Sunt în siguranță, fetiți foarte mult îi place în grupa de creș, vine cu plăcere. Dacă nu ar fi, nu știu cu cine aveți să-i les acasă. Cum arată spațiile amenajate pentru copii și cine sunt inițiatorii proiectului, aflați la știri. După ce săptămâna trecută Igor Dodon a declarat că PSRM nu va vota guvernul Gavriliță, deputatul Vasile Bolea îl contrazice și spune că o decizie încă nu a fost luată. Noi nu vom vota săptămâna viitoare guvernul Gavriliță. Asta este poziția mea, dar am discutat-o și colegii din fracțiunea PSRM. Discuții vom avea în cadrul fracțiunii și
Decizia urmează să fie luată de executivul politic. Evident că o să vină și propuneri din partea președintelui partidului. Deja declarat că precis nu votați și vor fi anticipate în iunie, adică puteți să schimbați poziția voastră? Ceea ce a declarat domnul președinte, să luați în considerare lucrurile respective. Natalia Gavriliță și-a depus programul la Parlament, iar astăzi biroul permanent ar putea să ia o decizie cu privire la ziua votării. Până acum, PAS, Platforma DA și PD au anunțat că nu votează pentru acest cabinet de miniștri. Pro-Moldova nu și-a anunțat poziția, iar cei de la Pentru Moldova au spus că au un candidat mai bun și sunt gata să-și asume guvernarea. Scandalul de la rezervația Plaiul Fagului s-a încheiat doar cu mustrări. Responsabilii de la Moțiil vă spun că arborii au fost tăiați legal, doar că nu s-au respectat toate procedurile când a fost evacuat lemnul. Totodată, întreprinderea anunță că a pornit o anchetă de serviciu în legătură cu tăierile ilicite din pădurile de lângă Edineț. Ancheta inițiată pe cazul tăierii copacilor din rezervația Plaiul Fagului a stabilit că lemnul a fost transportat de pe teritoriu fără marcajul și actele necesare. Astfel, șeful rezervației a primit o mustrare, iar inginerul silvic șef, pădurarul și inginerul fondului forestier s-au ales cu mustrare și amendă. Transportatorul a fost amendat pentru ceea că el a încărcat în microbus masă lemnoasă, neavând perfectate până la urmă actele legale. Dacă încălcările similare se mai recepe, desigur ei vor fi concediați. Responsabilii de anchetă au constatat totuși că arborii au fost tăiați legal în cadrul lucrărilor de regenerare a pădurii. În rezervații, inclusiv și în Plaiul Fagului, în zona dezvoltare durabilă, sunt permise tăieri de îngrijire și conduce arboritelor, de igienă, de reconstrucție, inclusiv ecologică și de conservare. Deci în Plaiul Fagului tăierile sunt tăieri de reconstrucție ecologică și ele se încadrează în baza legală. Scandalul de la rezervația Plaiul Fagului s-a iscat acum 2 săptămâni, după ce activistul Vasile Costiuc i-a surprins pe silvicultori cum transportau lemnul cu un microbuz. Uitați-vă, bineșor, că ștampilele ele, care-i cu crască, care-i fără crască. Totodată, Moțiil a anunțat că a pornit o anchetă de serviciu în legătură cu tăierile ilegale din pădurile de lângă Edineț. Astăzi s-au deplasat colegii noștri în teritoriu, dotat lucrărilor în teren, vom informa suplimentar. Peste 40 de copaci, majoritatea stejar tineri, ar fi fost tăiați ilicit, a anunțat deputatul PAS Radu Marian săptămâna trecută. Acesta afirmă că prejudiciul ar fi de peste 80.000 de lei. Parlamentarul susține că încălcările ar fi fost admise de directorul întreprinderii silvice Edineț. Acesta la rândul său a declarat că sunt răfuieli politice. Dosarul în care primarul de Ungheni, Alexandru Ambros, este acuzat de conflict de interese pentru că a favorizat firma soției sale, a ajuns în instanță. Cancelaria de stat anunță că a început ieri procedura de revocare din funcția acestuia. Pe masa judecătorilor este și dosarul primarului din satul Bumbata, acuzat că și-a angajat soția ca șefă la bibliotecă. Niciunul dintre cei doi funcționari nu ne-a răspuns la telefon. Aceștia vor fi excluși de dreptul de a deține o funcție publică, demnitate publică, inclusiv mandatul de primar, timp de 3 ani și vor fi inclus în registrul interdicțiilor. Se va întâmpla în cazul în care magistrații de la judecătoria Ungheni vor admite acuzațiile din dosarele în care Alexandru Ambros, primarul municipiului Ungheni, dar și cel al satului Bumbăta, sunt acuzați de conflict de interese. Documentele au fost depuse la judecătorie de Cancelaria de Stat din Ungheni, a spus șeful instituției. Luna trecută, Autoritatea Națională de Integritate a cerut Cancelariei de Stat din Ungheni revocarea din funcție a celor doi primari după ce Curtea Supremă de Justiție a decis că actul de constatare emis de inspectorul de integritate încă în 2018 este definitiv. Primarul din Ungheni, Alexandru Ambros, care este la al treilea mandat de primar, este acuzat că ar fi admis un conflict de interese cumpărând niște materiale de la o companie ce aparținea soției sale, iar primarul din Bumbăta că ar fi angajat-o pe soția sa în funcția de bibliotecar șef al localității, fără să declare acest lucru. Ambros nu ne-a răspuns la telefon, însă anterior acesta a negat acuzațiile și a spus că ar fi vorba despre niște neclarități în legislație. Totodată, el ne-a spus că a depus o sesizare la Curtea Constituțională în acest sens și așteaptă decizia care ar putea să-i facă dreptate, iar primarul din satul Bumbăta nu a fost de găsit pentru un comentariu.
Președinția confirmă că Maia Sandu s-a întâlnit săptămâna trecută cu un grup de judecători, precizând că la întrevedere s-a discutat despre cum văd magistrații reforma justiției. Reacția vine după ce socialiștii Grigore Novac și Vasile Bolea au acuzat președinta că ar fi avut întâlniri secrete cu judecătorii, calificând acțiunea drept imixtiune în justiție. A fost o întâlnire de lucru cu un grup de judecători și la această întâlnire s-a discutat despre felul în care văd magistrații reforma justiției. Este o activitate care se încadrează în normele legale, normele constituționale. Președintele țării fiind în drept să discute cu oricine crede necesar exponent al unui sector sau alt sector. Răspunsul președinției vine după ce dimineață socialiștii au declarat că au pregătit o interpelare pe care o vor transmite către instituție pentru a afla mai multe detalii despre presupusa întâlnire dintre Maia Sandu și un grup de judecători. Aceste întâlniri secrete ne dau foarte multe întrebări. Cine sunt acești judecători? Care au fost subiectele care au fost dezbătute la acea ședință? De ce anume unii judecători au fost chemați și nu s-a făcut pe platforma Consiliului Superior al Magistraturii? Dacă a fost înștiințat Consiliul Superior al Magistraturii referitor la această întâlnire. Deputații PSRM o acuză pe Sandu de ingerință în justiție. Sunt interpretări și insinuări. A fost o ședință de lucru consultativă. Dar de ce această ședință nu a fost anunțată? Tocmai pentru că a fost una consultativă și am considerat-o ca pe una dintre activitățile curie, fără nicio gând ascuns sau rea intenție. Acum două zile, Maia Sandu a evitat să răspundă dacă a avut o întrevedere cu unii judecători, precizând doar că își dorește o întâlnire cu membrii CSM pentru a discuta despre reforma justiției. Mare atenție la mesajele pe care le primiți. Serviciul de informații și securitate anunță un nou tip de atacuri cibernetice ia amploare la noi în țară. Specialiștii îndeamnă oamenii să fie prudenți atunci când primesc mesaje de la numere străine. În spatele lor s-ar putea afla escroci care ar putea strânge bani dacă este accesat linkul expediat de ei. Noul atac cibernetic care ia amploare la nivel global, dar și Moldova, poartă denumirea de smishing. Așadar, în cazul în care primiți un mesaj de la un număr necunoscut în care vi se cere să ajutați un prieten, să oferiți informații personale sau sunteți anunțați că puteți beneficia de o ofertă cu condiția să accesați un link, Serviciul de Informare și Securitate vă îndeamnă să evitați sau chiar să blocați numărul expeditorului. În caz contrar, ați putea cădea în plasa unor escroci. Din aceste considerente, Serviciul de Informare și Securitate vine cu o serie de recomandări. Nu accesați linkurile transmise în cazul în care aveți dubii cu privire la veridicitate. Nu luați decizii pripite de a beneficia de o ofertă sau de a ajuta un prieten. Nu transmiteți parole sau date personale. De asemenea, escrocii se pot prezenta ca fiind reprezentanți ai unei companii sau bănci, încercând astfel să primească informații cu caracter personal. SIS menționează că astfel de instituții nu transmit niciodată asemenea solicitări în scris, pe poștă electronică sau la telefon. O creșă pentru copii din familiile social vulnerabile a fost deschisă ieri în orașul Criuleni. Pentru mulți părinți, acest loc a devenit un colac de salvare, așa cum își pot lăsa micuții acolo cât timp ei se află la muncă. În instituție, copiii învață să scrie și să citească, iar toate activitățile sunt gratuite. Așa și-au început ziua cei 9 micuți deja înscriși la creșa din orașul Criuleni. Spațiul mare al instituției le oferă posibilitatea să facă diverse activități. Aici micuții urmează să-și petreacă o bună parte din zi. La aceste măsuțe ei vor învăța să citească, să picteze și să scrie și tot aici se vor alimenta. Apoi vor merge în camera de alături pentru somnul de la amiază. La această creșă pot fi aduși micuții începând cu vârsta de 4 luni. Instituția servește drept ajutor pentru părinții aflați în dificultate, așa cum este și cazul Elenei. Foarte mult mă ajut că de-am am ieșit la serviciu și pentru mine e un ajutor foarte mare. Așadar, pentru că a găsit unde să-și ducă micuțul de 2 ani, femeia a reușit să se angajeze la muncă și astfel să le asigure celor 3 copii ai săi un trai decent. Sunt în siguranță, fetiți foarte mult îi place în grupa de creș, vine cu plăcere. Dacă nu ar fi, nu știu cu cine aveți să-i lăs acasă. Elena Șerbu este educatoarea acestei grupe de copii. Ea spune că a legat deja o relație bună cu cei mici. Sunt foarte buni, frumoși, sănătoși și
dorim și noi să împreună să trecem peste toate greutățile împreună cu părinții. Au intrat ca în colivia lor. Blocul în care se află creșa a fost construit chiar lângă grădinița din Criuleni. Proiectul aparține organizației non-guvernamentale Copil, Comunitate, Familie. Principalul scop acestei creșe este să ofere familiilor în situații vulnerabile un loc sigur. 850.000 de lei s-au cheltuit pentru amenajarea spațiilor, banii venind din partea președintelui Federației de Tenis din Moldova. Este un spațiu unde acești copii vor putea fi mai bine educați, vor avea condiții mai bune și asta înseamnă oameni mai buni, mai civilizați, mai combatați. Aceasta este a opta creșă deschisă în țara noastră la inițiativa organizației non-guvernamentale Copil, Comunitate, Familie și prima în orașul Criuleni. Instituția are o capacitate de până la 14 copii. Senatorii americani au decis punerea sub acuzare a lui Trump este constituțională. Fostul președinte american s-ar face vinovat de incitare la insurecție prin discursul adresat susținătorilor săi înaintea saltului de la Capitoliu. 5 oameni, inclusiv un polițist, au murit când simpatizanții extremiști au forțat intrarea în clădirea Congresului american pe 6 ianuarie. Un moment istoric a avut loc aseară în Senatul American. Un al doilea proces de destituire a fost demarat împotriva lui Donald Trump, devenit între timp fost președinte american. Dezbaterea din Senat a început cu prezentarea video a evenimentelor din 6 ianuarie. We're gonna walk down to the Capitol. Yeah! Let's take the Capitol. Timp de 10 minute, senatorii au urmărit o compilație realizată de democrați ce a cuprins imagini captate din toate unghiurile cu protestatarii care au intrat în clădirea Congresului și s-au confruntat cu poliția Capitoliului. People died that day. Officers ended up with head damage and brain damage. People's eyes were gouged. An officer had a heart attack. An officer lost 3 fingers that day. 2 officers have taken their own lives. Senators, this cannot be our future. Liderul majorității democrate din Senat a caracterizat acuzațiile la adresa lui Trump drept cele mai grave aduse în istoria americană unui președinte al SUA. The gravest charges ever brought against a president of the United States in American history. Presidents can't inflame insurrection in their final weeks and then walk away like nothing happened. În timpul dezbaterilor, avocatul lui Trump a susținut că procesul împotriva acestuia este în mod explicit politic. We are really here because the majority in the House of Representatives does not want to face Donald Trump as a political rival in the future. După 4 ore de dezbateri, senatorii au decis că punerea sub acuzare a lui Trump este constituțională. Votul a fost strâns 56 pentru față de 44 împotrivă. 6 senatori republicani au votat alături de democrați în pofida solicitărilor venite din propriul partid de a respinge continuarea procedurii declanșate împotriva lui Trump. Procesul se va relua astăzi în Senatul American. Pentru un verdict de condamnare sunt necesare voturile a 2/3 dintre senatori. Democrații au jumătate dintre cele 100 de mandate și nu prea sunt semne că li se vor alătura 17 republicani. Dacă Trump este condamnat totuși de Senat cu o majoritate de 2/3, va fi apoi necesară o majoritate simplă pentru a i se interzice o candidatură. Trump a fost pus sub acuzare de Camera Reprezentanților pe 13 ianuarie pentru rolul său în violențele de pe 6 ianuarie de la Capitoliu. Donald Trump este primul președinte american pus de 2 ori sub acuzare. Un atacator a deschis focul într-o clinică din statul american Minnesota, rănind mai multe persoane, iar unitatea medicală a fost de asemenea ținta unui dispozitiv exploziv. Faptele s-au derulat în clinica Alina din orașul Buffalo, iar poliția a reținut un bărbat, fără a preciza dacă suspectul este atacatorul. Între 1 și 5 persoane au fost rănite în atacul armat. O jumătate de oră mai târziu, un dispozitiv exploziv l-a detonat, forțând evacuarea personalului medical din clinică. Doamnelor și domnilor, jurnalul amiezii se încheie aici. Dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați la orice oră la numărul de telefon 022-21-3645. Eu vă spun la revedere și vă doresc o zi bună!